Vă binecuvântăm pe toți în numele slăvit al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava, cinstea, gloria, măreția și închinarea. Iar a noastră să ne dea din belșug smerenia, ca apoi la timpul potrivit El să ne poată înălța. Amin. Prin harul Domnului Iisus, m-am uitat în Sfântul Cuvânt în mai multe locuri și mi s-a oprit gândul la Cântarea Cântărilor, capitolul 2, pe care îl rog pe fratele să îl citească în întregime și apoi Dumnezeu să ne dea har. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 1 în jos, spune felul următor, pagina în Biblie 678. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea este steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiicele ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu un pui de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, săite pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te iubito și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul, scoală-te iubito și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stânci ascunsă în scobiturile prăpăstilor, arată în fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungimea umbrelor, întoarce-te. Iubitule, stai ca o căprioară sau ca un pui de cerb. Peste munții ce ne desai ca o căprioară sau ca un pui de cerb peste munții care ne despart. Amin. Binecuvântatule Părinte, te rog, dă har. Amin. Și dă putere. Și formulează Tu ideile și cuvintele necesare pentru poporul pe care Tu l-ai adunat aici și ei sunt sfinții Tăi. Doamne, binecuvântă-mă și pe mine și fii cu noi. Și orice duc din potrivire, alungă-l. Și numele Tău să fie slăvit. Amin. Prea iubitul meu e fără seamănă pe pământ, glasul lui e armonie, farmec este a lui cuvânt. Prea iubitul meu e nimeni asemenui, cât ați dat de la-ți cunoaște, ca apoi să fiți și voi a lui.
Cât ați dat de l-ați cunoaște și apoi să fiți și voi a lui. Doamne, ajută-ne! Ăsta cred că nu-i mai de folos. Lasă-l în pace, mă, nu-l lua de tot. Glorie Domnului! Ați văzut cum tot ce nu este de folos să smulge din loc? Vedeți și vegheați. Și curățați-vă ca să fiți folositori și la venirea Lui să nu fim îndepărtați, că ce nu-i de folos să smulge din loc. Scumpi frați, scumpe surori, Biserica Domnului Iisus, răscumpărată cu preț de sânge, este o minunăție că Tatăl Ceresc s-a îndurat de noi. Însăși Sfânta Carte, Biblia, Vechiul și Noul, ne este în definitiv o scrisoare scrisă de Părintele nostru și ne este trimisă pe frontul luptelor în văile întunecoase a plângerilor, a deznădejdilor, a luptelor diferite cu dușmanul sufletelor noastre. Vă închipuiți? Faceți așa, o închipuire în minte. Să ai un fiu sau o fiică scrisă la oaste, luată în armată și să se înceapă războiul, Doamne feri, cum s-a început la Ucraina, și să știi că el e acolo. Ce scrisoare i-ai scrie? Cu câte lacrimi ai scrie scrisoarea aia? Vedeți? Și în Sfântul Cuvânt, zice Domnul prin proroc, mă doare inima și se zbate în lăuntru meu de milă. Și pentru că i-a fost milă de noi, ne-a trimis scrisoarea aceasta, Biblia. Glorie Domnului Iisus! Sfântul nostru Părinte a trimis pe Duhul Său care a vorbit și a mânat pe proroci să scrie acest cuvânt. Dacă ați citi istoria tuturor celor care au scris Biblia, v-ați uimi. N-au fost toți de aceeași limbă, n-au locuit toți în aceeași țară, n-au fost toți la o școală și atât de diferit și atât de distanțați unul de altul, dar mântuirea și pe Mântuitorul Iisus, din Genesa până în Apocalips, cum a întinde un fir roșu peste
băncile astea din spate până în față, așa trece din carte în carte, de la Genesa până în Apocalips, numele Domnului, adică al lui Iisus. Tot cuvântul se învârte în jurul persoanei lui Iisus și apoi a noastră omenirii, ca să-L cunoaștem pe Iisus. Slăvit să fie Domnul! M-am oprit aici la cântarea cântărilor, capitolul 2, unde începe așa: Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Cine este acum, eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi? Domnul Iisus Hristos. Poate că aveți plantat trandafiri de Saron în curțile dumneavoastră. Ați văzut pomișorii ăia câtă-s de frumoși? Dar interesant că deși li se zice crini, ei sunt arbuști, mai tari decât o floare. Dar oricum, crinul repezrântă starea de neprihănire și de pace. Și în el avem noi și neprihănirea și pacea. Glorie lui! După ce se descrie pe sine, eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi, lasă o linioară arătând că vorbește de a doua persoană. Și spune acum, ca un crin, nu ca cel de Saron, ci ca crinul ăsta alalt, ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Vedeți? Iubita lui Iisus e biserica. Fete sunt toate religiile pământului ăstuia. Dar între toate religiile câte sunt pe pământ, una singură este aleasa, prea iubita. Numai una. Noi putem să ne numim cum vrem, dar numai una e iubita. Nu toate. Începând cu catolici, cu ortodoxi și apoi confuciusieni sau ce știu eu câte alte culte păgâne, creștine chiar și necreștine, toate bine nu se aseamănă cu Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este un unicat. Și de aceea, pentru ea, e atâta purtare de grijă. Pentru ea a trimis Dumnezeu Sfânta Carte cu toate exemplele, cu toate pildele, cu toate scrierile, ca din toate noi să învățăm. Așa este iubita mea între fete. Și iară las o linie arătând că trece din nou la persoana din tâi. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui, zice acum prea iubita, și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele.
cât e dulce pentru matale care mă asculți. Rodul lui Hristos, în primul rând, e cuvântul și lucrarea Duhului Sfânt. Și cuvântul ăsta, psalmistul David în psalmul 119 spune, cuvântul tău e mai dulce decât picurul din fagur. Când mănânci miere din borcan, are un gust, are o dulceață. Dacă îmi descoperi și descapacezi fagurul ăla proaspăt alb, până nu se învechește să fie galben, să vezi ce gust are mierea. Mai dulce îi cuvântul ăsta decât picurul din fagur. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Apoi continuă să spună, cu așa drag stau la umbra Lui și rodul Lui este dulce pentru cerul gurii mele. El, iubitul ăsta, m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Casa de ospăț îi biserica. Aici, acum, noi ne înfruptăm, ne ospătăm din rodul Lui, din cuvântul Lui, din Duhul Sfânt. Și cu așa drag stau la umbra Lui. Eu mă simt așa de fericit și de bine într-o adunare când sunt fiorul Duhului Sfânt coborând peste adunare. Și adesea ori îmi vine să strig, fior al Harului, fior al Duhului Sfânt, vino! Și treci din inimă în inimă. Aleluia! Că așa drag stau la umbra Lui, că așa dragoste mă agăț de El. E mirele, e Domnul, e regele, e împăratul meu, Iisus Hristos, a Lui să fie slava. Și auzi numai, El m-a dus în casa de ospăț și dragostea este steagul fluturat peste mine. Ne oprim un pic să cugetăm. Când eu am intrat întâi în casa de ospăț a lui Iisus, în biserica Domnului, am intrat plin de ură să contur pe pocăiți. Dar când Duhul Sfânt a început să lucre, un fior a trecut din creștet până în tâlpi, toată ura mea a perit și a fost înlocuită de dragoste. Dragostea aceea, în aceeași zi, nu a trebuit un ceas, în aceeași zi o transformare radicală, cu o iubire de împărea să iau pe toți pocăiți în brață, pe ea pe care i-a înhulit, pe ea de care era scârbă. Acum îmi vine să iau pe toți în brață. Și dacă aș avea așa brață, pe toți v-aș cuprinde și acum mărit să fie Domnul. Și am nădejde că vă cuprind prin ceea ce Domnul îmi va da. Glorie Domnului Iisus Hristos! Dragostea era steagul fluturat. Mai rămasuți-o dragostea aceea de la început? Mai o ai sau nu o ai? Că se poate întâmpla să o ai, cum în mine Dumnezeu a păstrat-o, nu voi fi un unicat. Mulți o au, dar poate că unii nu o au. Și atunci vine o cântare, iubire,
unde ești, iubire, unde ești, în ce inimă mai locuiești, că s-a răcit iubirea în frățietate, pe mulți îi cuprinde somnul cel de moarte. Iubire, te-ai răcit și tu, inimă, te-ai împetrit. Dragii mei, trebuie să avem grijă. Când se împetrește inima? Ce părere aveți? Știți sau nu știți? Când se împetrește inima? Că noi am pornit ca să mergem pe drumul crucii până la capăt, să slujim pe Hristos până la capăt. Dar când se împetrește inima, ia deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 4, că apoi acolo vom citi ceva frumos și interesant, ca să putem ști când se împetrește inima. Auziți, să citim Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17, ca să nu fiu lung în citire. Da, frate, citește, mă, tale, că o să citi mai bine. Citește de la 17, dar, cum am zis, până la 25 sau 26. Tare și rar ca să seamene cu citirea mea. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiți păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul. Amin. Glorie Domnului Iisus! Când se împetrește inima, ce a zis aici? Ce ați reținut? Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, de ce? În urma împetririi inimilor. Adică n-au fost așa oamenii ăștia. Oamenii ăștia au fost plini de dragoste. Oamenii ăștia au avut zel pe cale. Dar păcatul când intră, ăla face ravajii. Nu vedeți ce se întâmplă? Când intră păcatul într-o biserică, imediat se împarte. Cei care au afecțiune pentru cel care a fost prins într-un păcat, țin cu el, ceilalți bat în el și se rup în două. De aceea Pavel o zis, vegheați unii asupra altora, ca nu cumva să dea între voi un lăstar de amărăciune și apoi mulți să fie întinați de el. Păcătuiește unul și întinează pe toți. A păcătuit împăratul Ozea, nu? Și Domnul a lovit cu lepră pe frunte. Dar din momentul acela Domnul n-a mai intrat în templu.
acolo fă Isaia, acolo fă proroci, acolo fă poporul, acolo fă preoți. Dar Domnul nu a mai intrat în templu până când? În anul morții lui Ozia am văzut pe Domnul în templu. Vedeți? A trebuit să aștepte să moară păcătosul, care n-a fost păcătos de la început, a fost un sol al lui Dumnezeu, a zidit, a făcut pentru Israel multe lucruri bune, a îndepărtat urăciuni și toate, dar a păcătuit într-o zi, înfumurându-se, mândrindu-se, crezând că poate el lua slujba care nu era încredințată. Câți nu sunt din ăștia prin biserici, la care le trebuie slujba care nu le-o dă Dumnezeu și-o dat-o altora și ei dau din cote. Câți nu sunt din ăștia? Și atunci, vedeți, lepra păcatului face ca Dumnezeu să nu mai se coboare într-o biserică. Cunosc biserică care atunci când a păcătuit una din căpetenii, adunarea n-a fost gata să-l lege, să-l mângâie, să-l ridice. Dimpotrivă, l-a lăsat în mâna altora care a forijit și l-au zvârlit afară. Și după ce i-au hotărât o judecată aspră, cei ce l-au judecat, în anul ăla au fost pedepsiți fiecare din cei ce au format comitetul ăla de judecată. Dar, după câteva luni de zile, vine un proroc în misiune pe la ei. Știi ce prorocește ăla? Biserică, biserică, fiindcă n-ai fost în stare să legi, să ierți, să ridici, te vei numi biserică văduvă. Și a trecut peste 40 de ani și n-a mai avut niciun păstor din lăuntru lor. Nu mai vine alții de afară. Dar dacă dintre ei ieșea și pleca în alte părți, erau vrednici să slujească ca păstori, dar din lăuntru lor, pentru ei, peste 40 de ani, nu au avut păstor. Pentru că n-au știut să lege o rană, n-au știut să se ocupe de un om care a căzut, să-l ridice, n-au știut să ierte, că ce iertați voi, iartă și Dumnezeu. Ce legați voi, leagă și Dumnezeu. Pentru că noi suntem extensia mâinii lui Dumnezeu pe pământ. Glorie Domnului! Amin. Și asta trebuie să vă umple de o bucurie, de o energie, de o gândire nouă. Să fiți gata de a lucra împreună cu Hristos între oameni. Glorie Domnului Iisus! Cu așa drag stau la umbra Lui și rodul Lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Și acum cel sosit strigă, întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnav de dragostea Lui. Glorie Domnului! Noi suntem altoiți în butucul de viță nobilă. Pe pământ au fost multe vițe, dar Tatăl a hotărât din cer să trimită în Betleemul din Iuda o viță nobilă și apoi noi să fim lădițele Lui,
și mlădițele lui să facă struguri și acești struguri să fie struguri de, nu struguri din ăștia cum sunt pângă căs, plini de sâmburi, ci struguri de stafidă, viță din aia nobilă, aleasă, care n-are sâmburi stafida. Și așa bune strugurile și când se uscă poți face turte din el și se poate mânca uscat. Și acum cere aici, întăriți-mă cu turte de struguri, pentru că voi sunteți mlădițele viței aceia minunate, adusă de Dumnezeu pe pământ în ieslea din Betleemul lui Iuda. Și înviorați-mă cu mere, fiindcă mai sus a zis prea iubitul meu, e ca un măr între copacii pădurii. Toți copacii nu fac fructe, pomii fac fructe, de-aia le zicem pomi, că au pome, au fructe. La lemne nu le poți zice pomi, lemnele-s lemne, treaba lor, copaci acolo. Dar diferența asta e mare, când în păduri, umblând, fiind cu vite, cu oi, cu așa, dădeam câte de un măr, chiar de era mai sălbatic, Doamne, ce bun era! Odată am găsit un păr într-o pădure mare și nu-l culege nimeni, dar un păr bun de numai. Cândva a fost acolo casă să vedea ceva pietre acolo așa. Și acum, cine știe, de 100 de ani de când nu a mai fost nimeni pe acolo. Și m-am dus și l-am cules în vreo 2 ani. Dar în a treilea an când m-am dus, pădurea către el era așa frumoasă, foioasă, brad, adică fag. Și un drum așa, am mers tot cântând. Când am sosit lângă păr, o creangă mare de păr ruptă de sus, jos să vedea cum a căzut ursul, așa s-a făcut loc. Și apoi o baligă de urs cât o roată de car ieșea aburul din ea. Ce-am luat-o la fugă, mă. De va crede ăsta că eu l-am trântit din păr, apoi vai de mine. Am luat-o la fugă de acolo. Vezi, un măr, un pom în mijlocul pădurii de mare importanță. Când umblau oameni rătăcitori care nu vroia să supună la comunism și când a venit comunismul, fugi în păduri și așa mai departe, partizani. Păi când găseau câte un pom în pădure, Doamne, ce bucurie pe ei! Așa pentru cei din lume, când îl găsesc pe Iisus, între mijlocul oamenilor din lume, Iisus atunci îi înviorează rodul lui, cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Întăriți-mă cu turte de struguri. Ce struguri dai, ma tale, să pot aduna? Poate alții să mănânce din rodul pe care îl dai. Sau multora i-au zicând, apoi să mă pocăiesc, ăla mai bine nu mă pocăiesc, că rodul lui nu-i bun, rodul lui strică un loc să tocmească. Fetița asta ce tot povestește acolo? Asta care stă cu spatele. Nu puteți sta să ascultați, sau voi nu știți românește. Doamne Iisuse, în adunare nu se povestește, nu se foiește, nu tot mergi și vii.
Aici asculți, notezi, să ai ceva în cap când pleci. Doamne, ajută-ne la asta, la toți. Glorie Domnului Iisus. Așa, întăriți-mă și înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea Lui. Am văzut oameni bolnavi de dragoste. Am văzut fete bolnave de dragoste, care în cele din urmă și-au pierdut și mintea. Cum zice în cântarea cântărilor în 6, parcă, înnebuneam când îl vedeam. Dragostea firească îi de o mare preț între oameni, e o binecuvântare. În limitele ei, scris în Sfântul Cuvânt, e foarte necesară dragostea firească. Și aici ne dă ca exemplu dragostea firească, cât iubea prea iubita pe prea iubitul, adică biserica pe Iisus, cât trebuie să-L iubească, până la nebunie. Și Pavel Apostolul zice, suntem nebuni pentru Hristos, vezi? Deci trebuie să ieși din calapodul omenirii. Păi ce crezi? Când eu, tânăr fiind, trecem peste câte un deal, fără potești, fără drum, și căutam sate, nu întrebam de pocăiți, nu nimic. Mulți credeam, hozană, ăsta și-o ieși din minți. Dar așa ieșit din minți, înființam biserici, mărit să fie Domnul. Și astăzi ce crezi? Tot așa, cu mintea aia, am ajuns și la dumneavoastră, mărit să fie Domnul Iisus. Deci, dacă ești numai un domn, un pedant așa, îmbrăcat frumos, cravată, diplomat, diplome aici, diplome dincolo, măi, dragul meu, nu te apucă nebunia, te apucă înțelepciunea, dar înțelepciunea lumii. Știi să te protejezi, știi să ai concedii. Eu am 84 de ani și n-am avut concediu niciodată. Eu am 84 de ani și am slujit Domnului din 63 ca ordinat și înainte. Dar eu n-am pretins salar și banul nimănui. Oricine mi-a dat un ban, i-am spus de la început, nu-i pentru mine, dacă vrei să-l dai Domnului, dă-l. Că sunt mulți săraci care apelează și am să-i dau. Dar mie nu-mi trebuie banul nimănui. Mărit să fie Domnul Iisus. Și așa mai departe. Apoi alții, nu se poate așa. Și eu cred că nu se poate, că oamenii au nevoile lor, căsele lor, planurile lor. Dar eu dacă și de când sunt în Canada, toți, hai, frate Hozan, odată să facem casă, odată nu-mi trebuie, mă ferească Sfântul. De ce să am eu casă, ce să fac cu ea? Păi cum mă să plătești toată viața chirie? Și apoi dacă ai casă, nu plătești chirie? Păi tot plătești, măi, omule bun, numai tu nu-ți dai seama, dar tot plătești. La mine furnisul care face apa caldă și căldura și astea s-a stricat de 3 ori. Și de toate 3 orile trebuia să pun 1000 de lei pe furnisul ăla. Și apoi celelalte lucruri. Și apoi meșteri. Dar dacă eu sunt chirie, nu mai dau telefon. Hai mă că s-a stricat ăla. S-a stricat un bec, hai mă, pune bec acolo. S-a stricat clanța la ușă, hai mă, uite-te, gândești că suflă iarna asta pe lângă uși, pe lângă geamuri. Odată a venit, mă, cu niște, din astea, ferestrăie de mână, praf a făcut ușile și geamurile și-au pus tot nou. Nu, pă, dacă eram eu, pă, câtă chirie plăteam eu atunci? Dar așa eu n-am plătit nimic.
eu le dau 421 de dolari pe lună și treaba lor. Ei să puie becuri, ei să curăță iarba pe afară, nu mă interesează. Nici nu stau să mă uit mă la telefon, oare am vorbit acolo, n-am vorbit acolo. Eu le-am dat un cec pe care am scris voie. Și statul îmi bagă bani în bancă și cine are la cine am datorie să-și ia de acolo, nu mă interesează. Ia ai de zile, nici la curent, nici la apă, nici la gaz, nici la nimic, nici telefoane, nici nimic, treaba voastră, banii s-a voștri, întreprinderile s-a voastră, eu s-a Domnului, eu nu mă uit pe hârtii. Glorie Domnului Iisus! Dar dacă e casa mea, păi putem face așa? Nu putem. Și apoi trebuie să plătești. Numai să plătești curățatul zăpezii și a ierbii, vara și iarna, cât ți-ar costa? Dar pe mine nu mă costă nimic. Și așa multe alte lucruri. Doamne Iisuse, dă-ne înțelepciune în toate. Cât se poate, frați și surori, dezbrăcați-vă de lumea asta, că lumea asta nu-i pentru noi. Dumnezeu ne-a făcut în lumea asta ca să fim lumină, luminați de El în lume, între oamenii care nu văd. Între oamenii care au văzut cândva și acum au orbit din pricina împetririi inimii lor, din pricina păcatului, acum se află iar în întuneric. Și pe aia, dacă se poate, să-i smulgi de acolo înapoi, să-i aduci înapoi, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Cât o fi de păcătos, tot are drept la Hristos. Glorie Domnului Iisus! Pentru că Hristos a murit pentru păcatul întregii omeniri. N-o scoate tu un păcătos afară din omenire. Unde îl scoți? Poți? Nu poți. Hristos a murit pentru toți oamenii. Mântuirea-i pentru toți oamenii. Că te-a păzit Dumnezeu și n-ai căzut un păcat în care a căzut El. Ai tu ale tale păcate, numai scrie-le pe o hârtie, cum a făcut cei din cum trece Transalpina, primul oraș acolo jos în Oltenia, Novaci. Acolo când s-a înființat credința, era fratele Bambu mai în credință decât ei. Au ajuns la vreo 20 și ceva, 30. Și au citit și ei și au văzut că trebuie botez cu Duhul Sfânt. Dar toți s-au socotit nevrednici. Știți ce a făcut olteniașul ăsta? A făcut o listă cu numele fiecăruia și cu căsuluici deasupra păcatele. Furt, minciună, curvie, necurăție trupească, ce știu eu, înșirea toate. Și în fiecare dată când intrai în biserică, trebuie să faci acolo cruciuliță în pătratul ăla la păcatul pe care l-ai făcut în ziua aia. Și a durat așa vreo 2 luni de zile până când nimeni nu mai nota niciun păcat. Când nu mai nota niciun păcat nimeni, s-a pus pe stăruință și într-o singură seară i-a botezat Domnul pe toți. Glorie Domnului Iisus! Curățiți-vă voi care purtați vasele Domnului, strigă prorocul, fie binecuvântat Dumnezeu! Nu vă lăsați amăjiți de lume, ci curățiți-vă! Auzi ce spune! Fiind mireasa, iubita plină de dragoste, are o cerere.
să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Ce înseamnă stângă și dreapta? Stânga însemnează lucrurile necesare pe pământ. Astfel, puteți citi în Scripturi mâna dreaptă, piciorul drept, mâna stângă, piciorul stâng, ulița dreaptă, casa, urechea dreaptă sau stângă. Tot ce-i vorba de stâng aparține pământului. Să-și pună mâna stângă sub capul meu, nu pe cap, sub cap. Adică să-ți dea Dumnezeu pâine, să-ți dea Dumnezeu haine, să-ți dea Dumnezeu o locuință unde să stai liniștit. Dar stând liniștit așa, mâna dreaptă a lui Dumnezeu să o pună peste tine. Ce minunăție! Aia înseamnă binecuvântări, aia înseamnă har, nu? Să mă îmbrățișeze, dar să-și pună mâna stângă sub cap și să mă îmbrățișeze cu dreapta. Psalmul 139, acolo spune că El ne înconjoară pe dinapoi și pe dinainte și își pune mâna peste noi, o știință așa de minunată. E mai înaltă, nu pot prinde, e mai înaltă decât puterile mele de a gândi. Ce înseamnă atunci? Cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat, atunci și pe dinapoi, întâi, El te păzește de ce nu vezi, de ce nu știi, de ce te poate atinge sau ajunge pe neașteptate. Dar El te păzește pe dinapoi. El te îmbracă și te păzește pe dinainte de cele în care dai, vezi că n-ai cum scăpa și totuși scapi, că-i mâna Lui acolo. Apoi duhurile răutății care se zvârle din locurile cerești asupra ta, El și pune mâna peste tine, mărească-i să numele, merită să ai așa un iubit, merită să ai așa pe Dumnezeu de aproape, glorie Lui, să-și pună mâna Lui, cea stângă sub cap, cea dreaptă, să mă îmbrățișeze pe deasupra. Și vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce înseamnă asta? Cerboaicele de pe câmp, caprele de câmp, erau neamurile. Și neamurile căutau pe Dumnezeu. Avram, când a fost confruntat un împărat, apoi de ce ai făcut lucrul ăsta? Am crezut că aici nu este frică de Dumnezeu, dar împăratul respectiv se teme de Dumnezeu. Neamurile, deci, căutau, vezi? Căutau pe Dumnezeu, dar au fost legate sub jurământul acesta. Cerboaice, căprioare de pe câmp, nu stârniți, nu cereți, până nu vine ea. Tot așa, tinerii de azi, tinerile de azi, nu vă gândiți la căsătorie de la 14 ani. De la 14 ani aveți drept să vă rugați pentru căsătorie. Dar căsătoria să vie la timpul ei, o fată normal, e bine să se mărite, așa mai precoce, la 17-18 ani, dar la 20-22 de ani să se mărite. Un băiat e bine să se căsătorească la un 21 de ani până la 24 de ani, să nu amâie,
să nu amâie cum s-a întâmplat odată cu unul care i-a murit nevasta și a venit, ce să mă fac? Băi, du-te acolo 200 și ceva de kilometri. În casa lucrătoare are două fete și ce mai mare trebuie să vie cu tine. Sara sosești, dimineața va veni cu tine. Mă, dar se poate așa ceva, mă, Hozanie? Se poate. Du-te numai acolo. Când s-a dus acolo, el cu altă ținută, cum era la ei, străin în toate, vorba mai străină. Bună, Sara! Tata fetelor, mamă s-a murisă. Bună, Sara! Dar bătrânul, oare ce vânturi te poartă pe la noi? Să vă spun, mi-a murit nevasta și vreau să mă recăsătoresc. Vai, Doamne! Dar pe cum de-ai sosit la noi? Cunoașteți pe Hozan? Da, îl cunoaștem. El m-a trimis. Și el a zis că fata asta mai mare mâine trebuie să vie cu mine. No? Fetelor, îmbrăcați-vă repede. Și merem la fratele Victor, zice ei. Ăsta era proroc în sat. Când se duce la Victor în sat, frate Victor, să ne rugăm, că era și târziu, Sara, de la Vozace, să pun pe genunchi, Victor prorocește, tânără, să te duci cu omul ăsta, că altul pentru tine nu mai vine. Așa că noaptea aia și-o făcut și e bagajul cât o putut, și dimineața au fost la trenul de 6 și au venit până la mine. Eu rămas la mine, el s-a dus în satul lui și a făcut actele la medic tot și apoi s-a recăsătorit și a trăit fericiți. Slăviți să fie Domnul! Dar nu stârniți, mă, nu vă jucați cu trupul vostru, nu-l agitați de mici, fete, băieți. E un păcat să-ți strici tinereța. Când apuci pe unda asta, tu nu mai ești un tânăr, nu mai ești o tânără, ești o epavă. Gândul stă numai acolo, tu nu mai poți învăța cum trebuie, tu nu mai poți iubi părinții, tu nu mai poți avea prieteni, ești stricat. Nu vă lăsați, nu stârniți, nu trezeți dragostea. Până nu vine ea, timpul ei, mărit să fie Domnul. Și Pavel zice că asta trebuie să fie în floarea vâstrei. Nu prea tânăr, nici să aștept să treci de 25-27 de ani. Apoi fetele zice, apoi eu nu mă mai mărit după un pensionar. Și rămâi neînsurat și te apucă 40 de ani și vai de tine. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe cerboaicele și pe căprioarele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri, prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe ferestre, privește printre zăbrele. Da, între noi și Iisus adeseori sunt ziduri. Păcatul se înalță ca un zid și ne desparte de Iisus. Și mai zărim câte o fereastră, mai auzim câte o îndemnare, mai auzim câte un cuvânt al prorociei sau din Scripturi ne mai dă speranțe, dar El se uită la noi și de acolo știi ce strigă? Scoală-te, iubito, și vino frumoasă!
Și Pavel Apostolul striga, trezește-te tu care dormi, scoală-te din somn și Hristos te va lumina, mărit să fie Domnul Iisus. Vedeți, Biblia e aceeași, oriunde, așa, prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arătă florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Doamne, ce bucurie avem eu când eram tânăr și umblând cu vite, cu oi, din când în când, mai ales unde era câte un stejar, că la turturici le place de stejar. Noi numim oamenii, în definitiv, numesc turturicii cucuștiuci, ăștia care umple țările, dar ăștia nu sunt turturici. Turturica umblă numai pereche cu păreche. Seamănă bine cu cucuștiuci ăștia, dar coada lor e așa, când se desface, pare că ar avea unghii albe în vârf la fiecare pană. Și aia nu cântă ca asta, cucuruz, cucuruz, toată ziua cere cucuruz. Aia cântă turtur, trur, trur, trur. Gândești că tot vrea să oprească căruța cu cai. Aia e turturică. Aia e rară, pasăre rară, foarte jingașă și frumoasă de numai. Glasul turturicii s-aude în câmpiile noastre, aia nu auzi în orașe, aia numai unde e liber, unde îi s-aude glasul tare, nu-și prădează glasul între ziduri. Doamne, fă să auzim și noi glasurile astea care ne înviorează, așa, că iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre, se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Nu știu dacă ați lucrat la vii, când via e în floare, ce miros plăcut are floarea de vie. Dar o minune, că după ce ne vorbește așa de alegoric și frumos despre toate acestea, din nou strigă, scoală-te, iubito, și vino frumoasă, porumbiță din crăpăturii stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta este plăcută. Ce minunat! Când e fața plăcută? Tot în cântarea cântărilor spune, ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțușoarelor de la gât. Dar Moise spunea cuvintele acestei cărți, scrie-le pe tăblițe, scrie-le pe ziduri, minune. Azi umblu prin multe căsi, dar frață, li rușine de Biblie, au tot felul de panouri puse pe păreți, dar mute. Eu n-am fost așa învățat, nici n-am lăsat și în Canada. Am fost cu nevasta, am cumpărat pentru living room două tablouri, pentru scări unde cotesc acolo un tablou, dar pe fiecare am chemat un pictor și am scris versete biblice. Ori încă trote în torn, dai cu ochii de un verset biblic. Că dacă ție ți-e rușine de Biblie,
Pă casa ta e o casă mută. Păreții tăi nu vorbesc nimic. Dar uite-te, măi, Luther, așa instrucție o băgat în ei, încât dacă te duci în satele săsești, luterane, pe ușa grădinii vei vedea verset biblic, pe porțile de la șură vei vedea verset biblic, la jamurile casei în stradă, între jamuri, vei vedea verset biblic, când să intri în casă, vei vedea pânzeturi țesute de femei cu versete biblice. Ori încătro te întorni, vei vedea versete biblice. La ieșire sau intrare e un verset în germană. Binecuvântat să fie oricine intră și oricine iese pe ușa asta. Binecuvântat să fie de Domnul oricine intră, oricine iese pe ușa asta. Dar la tine acasă scrie ceva? Tu știi că un verset din ăla poate să pocăiască pe o nepocăită care te vizitează? Cum îl citește, cum îi bate în inimă și nu poate dormi până când nu întreabă ce-i cu ăla și poți să aduci la pocăință. Dar ție nu-ți place, numai versete din astea iuristice, adică picturi aiurea, care nu spun nimic, n-au niciun glas. Nu fiți așa. Îi poruncă dumnezeiască. Cuvintele acestei cărți, scrie-le pe zidurile tale, scrie-le pe porțile tale. Cuvintele acestea, leagă-ți-le la gât. Și aici zice, ca lănțișoare, dar să pui pe ele cuvântul. Nu fudulia ta că ai bani și ți-ai luat lanț de aur și tu ești gunoi putrăd. Apoi, la ce-ți folosește lanțul de aur? Numai ca să te judece oamenii? Că încolo nu-i nimic de tine. Apoi la ce-ți folosește să-ți mulgi sprâncene, să-ți faci unghii, să-ți chimonosești chipul frumos pe care ți l-a făcut Dumnezeu? Asta e o rușine. Înaintea lui Dumnezeu e direct păcat. E frumos să-ți cureți unghiile, sigur, dacă chiar să dai cu un lac, dacă s-aspre. Nu-i nimic, dar nu schimba culorile, nu... Fii cu minte, uite, și eu mi-am tăiat unde ele sunt gurel, nu? Dar nu le-a lăsat să crească ca la uli. Dar în limita normală a lucrurilor, Doamne ajută-ne! Și apoi, prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, astea mici, vezi, astea, cât îs de mici, îs vulpi mici și ele ce fac? Știi ce fac alea? Zi. Strică viile, că viile noastre sunt în floare. De-abia am apucat pe drumul ăsta pocăinței. De-abia am apucat să credem. Acum floarea asta a credinței trebuie să aducă roadă și roada noastră trebuie să rămână. Dar vulpile astea mici, pățărniciile astea și câte toate ne strică viile, prindeți-ne vulpile cele mici. Doamne Iisuse, hai să mai citim ceva, tot din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, ca să vedem ceva aici așa minunat de altfel. Ce am putea citi noi în Proverbe, în capitolul 9, să citim primele versete și apoi ultimile versete ale capitolului 9. Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi
și a junghiat vitele și a amestecat vinul și a pus masa și a trimis slujnicile și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost să vină în coace? Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Doamne, ce strigare mare! Ce strigare mare! Cine slujile alea pe înălțim să strige? Cine? Predicatorii, prorocii, cântăreții, ei strigă. Nu vezi câte o cântare cum te răscolește? Ei strigă, lasă prostia, mă, și vei trăi și umblați pe calea priceperii. Și au venit la pocăință zeci de oameni, mii de oameni. Dar ce crezi? Că te lasă în pace? Ia să citim acum de la versetul 13 până la gata, să vedem ce se întâmplă aici. Nebunia! Nebunia, măi, îi întrepocăiți. Nebunia este o femeie gălăjioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea șade totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecători care merg unde? Citiți tare, măi, aveți Bibliile? Sau nu vi scris aici? Unde merg ăștia? N-auzi, mă, femeia proastă și gălăjoasă, nebunia, aici din sus, slujnicile lui Hristos, strigă la nebuni, lăsați prostia și străi. Acum, asta la altă strigă, la pocăiți, la ei strigă, ai auzit ce strigă? Ca să strige la trecători care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost dintre pocăiți să vină aici? Iar celui fără minte dintre pocăiți le zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Ei nu știu, pocăiți ăștia, nu știu că acolo sunt morți și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Și femeia nebună cheamă pe pocăiți, cheamă pe tineri, cheamă pe tinere, cheamă pe oameni. Mă, mai fură ceva, că de ce să merg acasă cu mâna goală? Mai fură de aici, că apele furate-s dulci, pâinea furată e dulce, mă. Fă cumva, nu vezi cum progresează ăla. Fă și tu ca ea, fă, mă. Băgați de seamă că aici strigă femeia nebună. Și dacă slujile împăratului slavii stau pe înălțim și strigă la lumea fără pricepere să vină și să mănânce din pâinea vieții și din vinul amestecat de Iisus. Acum asta la altă strigă, tot la fel, dar la aia, ea doilea strigă. Cine-i prost dintre ăștia care merg pe calea neprihănirii? Cine-i prost să vină la mine, să vină încoace? Și atâția sunt săraci. Nu mai auzi, o căzut în curvie, că o înșelat,
Nu mai auzi, am furat și m-au prins. Ce să mă fac? Doamne, izbăvește-mă. Am făcut aia și am făcut aia. Păi nu fă, mă. N-asculta de nebuna asta care stă pe înălțimi. Tu știi ce se întâmplă? Cei mai mari hoți sunt în legătură cu cele mai mari oficialități. Știi aia? Stă nebunia pe înălțimi. Vine la Sibiu. Și eu am ținut un cuvânt în care am vorbit, fără să-mi dau seama ce, dar am zis, Domnul Iisus iubește pe hoț. Dar nu știu de ce zic eu asta. Și la urmă am corectat. De aceea el pune că și venirea lui va fi ca un hoț noaptea. Și ce-am mai vorbit, ce știu eu? Unul așa de vreo 30 de ani stătea lipit de zid, dar lângă ușă, afară din adunare. Când am gătat serviciu și tot, eu aveam locuința deasupra. Mă pomenesc cu el în casă. Domnul Hozan, te-am auzit predicând că Domnul Iisus iubește pe hoți. Să știi că eu sunt hoț. Și bagă mâna în buzunar și scoate un volmog mare de chei. Pentru mine nu există lacăt și cheie. Eu am chei pentru tot ce vrei. Și începe și povestește, noi avem în Cluj, pe vremea aia, două apartamente plătite de comandantul poliției. Și el ne spune, acolo-i aia, acolo-i aia, noi furăm, el vine și le valorifică și 40% din vânzări apoi e ai nos și 60% a lui. Așa că dacă mă prinde miliția aici, mă bate, dar eu numai atâta trebuie să-i dau un telefon. Odată mă scoate pe ușa aia alaltă și am scăpat. Vedeți? Deci nebunia, femeia nebună, stă la înălțimi, domnește pe scaune înalte, pe înălțimile cetății. Și e, îți spune, mă, pâinea furată e dulce. Apele astea necinstite, furate, la fel, mă, dulci, pâinea e bună. Ce vrei, mă, într-o noapte tu poți să câștigi 10.000 de euro. De ce să lucri atâta? Și te înșală. Apoi drăgălășiile trupești, apoi bune, apoi așa, apoi așa. Și te încurci, omule. Nu uitați de cele două strigări. Acasă citiți-le bine și uitați-vă la ele. Hai să le mai citim o dată. Înțelepciunea, ăsta Iisus, și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a pus masa, și-a amestecat vinurile, și-a pus masa. Și strigă slujnicilor, și-a trimis slujnicile și strigă de pe vârful înălțimilor cetății, cine este prost să vină încoace, celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat, lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Dar ce, lumea se lasă? Nu se lasă. Auzi ce zice din coace? Nebunia din lume este o femeie gălăjioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea șade totuși la ușa casei sale pe un scaun pe înălțimile cetății
ca să strige la trecători care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Dar ăștia toți nu știe că acolo, el nu știe că acolo sunt morți și că oaspeții ei sunt în văile locuințe morților. Dragii mei, încătro te îndrepți acum spre raiul lui Dumnezeu sau spre moartea veșnică și spre iad. Fii atent dacă asculți de slujnicile lui Hristos, tu te înțelepțești. Dacă asculți de nebunia lumii, tu meri în văile locuințe morților. De aceea am citit din Cântarea Cântărilor, prindeți-ne vulpile cele mici, că ele ne strică viile și viile noastre sunt în floare. De la 14, de la 16 ani, în jur de 18, ca cei mai mulți tineri și tineri în diferite abateri. Aici, vulpile aici se strecoară, în floarea vieții. Și apoi luptă să iasă și cu greu câte unii ies. Și sunt care nu mai iasă niciodată. Dar, Doamne Iisuse, în seara aceasta, cuvântul acesta, eu, cel puțin eu, na, consider că e suficient ca cineva să înțeleagă și să vină la Iisus, să lasă prostia ca să trăiască. Doamne Iisuse, binecuvântă-ne pe noi, pe toți. Măriți să fie Domnul. Cât e ceasul pe acel nu-l ai? Iar am depășit. Ce să mă fac acum?